Trupul neînsuflețit al lui Mircea Ionescu Chintus a fost condus astăzi pe ultimul drum. Politicieni, personalități ale vieții publice sau oameni simpli i-au adus un pios omagiu în ultimele două zile. Ne-a părăsit președintele de onoare al Partidului Național Liberal, Mircea Ionescu Chintus, și ne-a lăsat plin de durere. Practic a plecat dintre noi un om remarcabil, un om mare, un om care toată viața lui a impus prin modestie, prin simplitate, prin bun simț, prin calități general umane deosebite. A fost nu numai cel mai longeviv președinte al partidului ca vârstă, dar și cel mai longeviv sub aspectul duratei mandatului său de președinte în perioada post-decembristă. A condus 8 ani Partidul Național Liberal. Cel mai mare merit pe care l-a avut Mircea Ionescu Chintus în această perioadă în care a condus Partidul Național Liberal a fost modul în care a reușit să traverseze perioada 1993 până în 1996, când PNL n-a fost partid parlamentar. Cu toate acestea, a supraviețuit în primul rând prin diplomația și prin abilitatea președintelui Mircea Ionescu Chintus. Pentru domnul Chintus, pentru ce a fost dânsul, pentru Ploiești și pentru Prahova, nu putem decât să avem respectul pe care îl merită cu prisosință, având în vedere că avem un muzeu pe care dânsul l-a donat către Consiliul Județean, avem muzeul de artă, avem o clădire care se numește Palatul de Justiție, care a fost începută în mandatul dânsului de ministru al justiției. Avem foarte multe lucruri care ne aduc aminte de dânsul și cred că merită respectul cuvenit. Iar dacă toți suntem aici, suntem pentru a-l onora așa cum se cuvine. O pierdere enormă, este o pierdere pentru noi toți, pentru toți românii. O personalitate care a marcat la lungul celor 100 de ani viața în România. Este un moment foarte dificil, fiecare dată venea și ne povățuia. Un om extraordinar. El se spunea, avea o vorbă a tatălui domnii sale, că el nu are dușmani, ci are decât adversari. Ceea ce spune foarte mult despre personalitatea acestui. De o modestie incredibilă. Sincere condoleanțe familiei și să le dea Dumnezeu putere să treacă peste acest lucru. Eu și colegii mei am venit din respect pentru un om de mare calitate care a fost Mircea Chintus. L-am apreciat, deși nu fac parte dintr-un sistem politic, am apreciat omul. L-ați cunoscut personal? Nu l-am cunoscut personal, dar calitatea lui mare de om ne face să și cei din sport să nu trece cu vederea peste unele evenimente cum este și acesta tragic din viața lui, dar a fost și rămâne pentru toți cei care cred că l-au cunoscut și noi care l-am cunoscut mai puțin, repet, un om de valoare. E păcat de el că a trecut în cele veșnice, îl cunosc de mulți ani, suntem ploieșteni, ne-a fost și șef, fiind militar, deci Dumnezeu să-l odihnească. Da. Un om care a ținut la Ploiești, nu s-a lăcomit, deci ne-a reprezentat pe unde a fost, bine. De profesie avocat, Mircea Ionescu Chintus a fost președinte al PNL, senator, dar și ministru al justiției. A fost decorat cu Ordinul Corona României și cu Ordinul Steaua României în grad de cavaler și ulterior de ofițer. S-a stins din viață la vârsta de 100 de ani.